Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă arăt cum se rezolvă problema cu orientarea telefonului corectă atunci când vă folosiți cu softul de navigație sau orientare turistică. Despre ce e vorba? Foarte simplu, în momentul în care mergeți pe o șosea drept și îndreptați telefonul înainte, cursorul trebuie să arate direcția înainte. Da? Probabil ați întâmpinat problemele de genul în momentul în care folosiți navigația, mașina se duce în stânga, în dreapta sau ecranul așa, vă arată că vă duceți în stânga și în dreapta. Asta se întâmplă deoarece busola este este dereglată. De ce se dereglează busola? Se dereglează pentru că o ținem lângă magneți, lângă cuptoare cu microunde, pe lângă magneții de pe frigider, magneții de, pe, de la garnitura frigiderului, huse din acelea cu magnet care se prind în bor și mai departe. Nu contează, oricum, magneții dereglează busola telefonului. Și ca să o calibrați, trebuie să o calibrați manual din Google Maps. Dar de ce e important să o calibrăm? Pentru că în momentul în care folosim softuri de orientare, turistică, avem nevoie de direcția corectă, să știm pe ce direcție mergem, în ce direcție este cărarea, da? Să nu ne abatem de la drum, să o luăm în stânga, în dreapta, să ne rătăcim. Tocmai de aia ideal ar fi din când în când să faceți câte o calibrare la busolă, ori să calibrați exact înainte să plecați pe un traseu, da? Haideți acum să vă arăt cum se face calibrarea. Apăsați pe cursor, apăsați pe locația în care sunteți, da? Și în partea stângă jos calibrați busola. Aici o să vă arate acuratețea. Acuratețea este medie și faceți curse de astea stânga, dreapta, sus, jos, da? Exact cum vă arată pe ecran. Desenați un 8, de ăsta eu nu o să mai fac, bineînțeles că trebuie să vorbesc aici să mă auziți bine după ce ați terminat apăsați pe terminat. Trebuie să vă scrie acuratețe ridicată cu verde. În momentul în care o să vedeți acuratețe ridicată cu verde și unghiul acesta de la cursor se va uh, mai strâmta un pic și va avea precizie. Da? Uh, în felul ăsta puteți să rezolvați și din când în când v-am spus mai faceți câte o calibrare pentru că peste tot întâlnim magneți da? și la uh, unele breloace sunt magneți la huse, v-am mai zis, peste tot sunt magnet și telefonul trece pe lângă ei. Dacă vreți să vă distrați un pic, luați un magnet și puneți-l pe spatele telefonului să vedeți cum se decalibrează busola. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, Încă o dată vă mulțumesc. La revedere.